Se combină duminică la FanX, special de Valentine's Day, de la 11:30. Magazinele de vise, taxa pe fast food și sănătatea românilor. Mâine, la Briefing, cu Ceche Otilo, ministrul sănătății. Viitor încarcerat în trecut. Am pățit-o pe propria mea piele. Gândește-te de două ori înainte. Nu mai judecam. Ca după să nu fie prea târziu. M-am pus jos pur și simplu fața instanței. Condamnații au doar trecut. Condamnații, oameni fără viitor. Adriana Stoicescu spune povești cutremurătoare de dincolo de gratii. Duminică seara la 7:30 pe B1. Perfecțiunea fizică, imaginația și bunul gust își dau întâlnire o singură dată pe an, la Bucharest Fashion Week, cele mai fierbinți momente dintr-un spectacol unic. Dacă vor să aibă un album de nuntă foarte frumos sau vor să fie un moment în viața lor pe care să nu-l uite niciodată. Această rochie are cam 8 kg de cristale Swarovski. The Valentine's Day High Life este sursa ta de inspirație pentru glamour și romantism de înaltă clasă. La ora 9:30 pe B1 cu Monica Stan. Ce ne spuneți dumneavoastră coincide și cu această teorie a erei spiritualității în care tocmai se spune că am intrat, era aceasta a vărsătorului, în care tocmai aceste lucruri vor fi amplificate, contactul cu alte dimensiuni, chiar vorbeam la o emisiune trecută cu domnul Anatol Basarab că se va călători în cosmos foarte ușor, în viitorul apropiat și așa mai departe, și că sigur că da, se vor accentua mesajele care vin către noi, care chiar dacă au existat și până acum, nu au fost atât de ușor percepute de către oameni. Suntem pregătiți pe diverse niveluri. Faptul că la noi suntem așa pe un gen de manelizare generală, este și ăsta un nivel de pregătire, în sensul de ce ni se pregătește ca grup. Deci cu românii facem asta, cu bulgarii facem asta, cu chinezii facem asta. Deci așa este o problemă apropo de marele contact, indiferent că el va fi cu o civilizație extraterestră, cu o civilizație intraterestră sau cu o civilizație interdimensională, că vrem noi sau că nu vrem, trebuie să știm că aceste lucruri sunt la poarta noastră, deci bat în momentul de față și nu știm doar probabil cum vom reacționa. Undeva sunt făcute niște studii, probabil că vom asista la o întreagă dărâmare a unui întreg șir de teorii, de precepte, în primul rând socioeconomice, în al doilea rând cele care țin de filozofie și nu în ultimă instanță de filozofie religioasă, pentru că în momentul în care va veni o ființă care arată ca un glob de lumină și îți va spune că vine de la 7,5 miliarde de ani lumină și ea îți va spune la rândul ei că și ea are un Dumnezeu în care crede, atunci, sau că nu are un Dumnezeu în care crede, sau că s-a întâlnit cu Dumnezeu în care credem noi. Deci nu vreau să interpreteze decât exact cum în forma în care spunem aceste lucruri. E, atunci ne vom putea da seama că acest univers are de fapt un singur izvor. Și de aici toate lucrurile care sunt. Problema este cât avem noi capacitatea intelectuală și cu cât ni se va dezvolta mai mult în continuare ca să putem înțelege aceste fenomene. Vreau să vă spun că la toate congresele și conferințele internaționale cu științe alternative la care am participat, nu se mai vorbește de IQ, deci de coeficientul de inteligență, se vorbește de PSIQ, se vorbește de coeficientul de activare a capacităților extrasenzoriale a individului, pe care fiecare... Dar s-a observat o creștere a activității extrasenzoriale a oamenilor creștere, în general în ultima vreme? O creștere a numărului de persoane, deci care a crescut au abilități. Acest coeficient. Și atunci înseamnă că aceasta este deplasare. Deci ca în orice populație, când toată lumea se apucă de fotbal, vom deveni toți fotbaliști, nu? Nu ne facem agricultori. Eu am vrut să vă întreb dacă s-au făcut cercetări pentru a se vedea dacă în ultima perioadă a crescut acest coeficient. Nu, deci este evident faptul că numărul oamenilor care se nasc cu astfel de capacități
extrasensorial în ultimul timp a crescut. A crescut. Și a crescut pragul de activizare, că există un prag de activizare. Deci fiecare dintre noi ne naștem cu acest prag de activizare. Mai mic sau mai mic. La unii dispare, se estompează, la unii rămâne exact cum s-a născut, fără niciun fel de altă orificare, iar la alții se dezvoltă. Se dezvoltă prin acțiune proprie. Deci, dacă vreți, prin autoeducație. Alții găsesc un maestru, un profesor care le dezvoltă astfel de lucruri. Și mai mult și mai interesant este acum e că s-au făcut dispozitive tehnice, deci tehnologii, cu ajutorul cărora ne putem dezvolta aceste capacități și ceea ce este interesant, a ni le amplifica. Și atunci lucrurile, gândiți-vă că un astfel de om care dispune de astfel de capacități și mai are și astfel de dispozitive, nu mai poate fi comparabil cu unul care nu are niciun fel de abilități, mai mult decât atât, neagă respectivele lucruri, spunând că nu există sau că sunt niște simple prostii. Am mai avut noi exemple și pe meleagurile noastre și le avem așa. Deci viitorul este acesta. Noi nu trebuie să uităm că există o știință, o tehnică, o tehnologie, o cunoaștere și a secolului 22, 25 și peste 500 de ani. Și atunci lucrurile... Nu înseamnă că dacă noi nu avem acces la anumite informații, ele nu există sau nu sunt reale. Până la... Gândiți-vă că anumite lucruri care noi le facem acum și le-ar vedea un om de acum 500 de ani mai mult, ar părea pură magie. La fel cum ceva tehnologic. De ce, practic, civilizația umană va experimenta peste 200-300 de ani, dacă am vedea acum, ar fi același lucru. Spune și noi că este la fel pură magie. Și la fel cum mă gândesc, la fel cum unii oameni văd, spre exemplu, fantome, și noi nu le vedem în mod normal, așa până la urmă n-ar fi absurd nici această idee a existenței unui univers paralel, acum nu vorbim despre lumii sub pământene, chiar de lumi care ar fi, cum spuneați la începutul emisiunii, exact aici cu noi, ca și când printre noi există alte ființe, deci invizibile exact de către ce spuneam, existența universurilor multidimensionale, dar la care nu putem avea acces toți. Dar problema este de ce nu avem acces. Noi avem decât cele 5 căi, cele 5 simțuri, care sunt 5 căi spre cunoaștere. De aia gândiți-vă toți. Să vedem ceea ce nu trebuie să vedem. Să atingem ceea ce nu putem atinge. Să auzim ceea ce nu trebuie să atingem. Chiar vrem acest lucru. Nu cumva... Nu uitați că este acel dicton potrivit căruia se spune că omului i-a fost dat graiul tocmai pentru a-și ascunde gândurile. Poate și aici această limitare care ni s-a dat, ni s-a dat pentru a nu avea acces în niște zone care ne-ar fi mult mai rău dacă le-am putea cunoaște. Gândiți-vă că aceste lumi, așa cum spuneam anterior, există cu sau fără voia noastră. Deci există indiferent de voința noastră. Asta este lucru important. Dacă avem între noi oameni care le percep, asta este cu totul altceva. Și mai este altceva faptul că ei nu sunt totdeauna nebuni. Adică nu toți care spun că văd nu știu ce, trebuie neapărat să spune că sunt și nebuni. Deci existența și capacitatea de a percepe lumi paralele, universul paralele, de a intra în lumea subtilă, în lumea nevăzută, nu înseamnă că omul respectiv e plecat de acasă. Deci înseamnă că are această abilitate și a dezvoltat-o și poate că sunt mulți, mulți ca ei și nu o recunosc. Am înțeles. Vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste informații deosebit de interesante. Lucrul cu care ar trebui să rămânem este că urmează o perioadă în care sigur se vor să fim pregătiți pentru marele salt al cunoașterii. Exact. Vă mulțumim foarte mult. Iar pe dumneavoastră vă așteptăm și sâmbăta următoare. Până atunci, alege să nu te pierzi și privește lumea detașându-te de ea. O săptămână minunată. La revedere! Se poate scăpa de dependență.